Sunt sau nu pregătiți pentru cel mai important examen de până acum? Elevii claselor a 8-a din județul Brașov vor afla răspunsul în perioada următoare, pentru că de miercuri vor avea simularea evaluării naționale. Prima probă va fi cea la limba și literatura română. Emoții mari pentru peste 250 de elevi de clasa 8-a din Făgăraș. De miercuri, aceștia vor intra în febra examenelor. Conducerea Inspectoratului Județean Școlar a decis ca în perioada următoare să organizeze simularea evaluării naționale. În această perioadă avem simulările la clasa 8-a. Este un prim pas pentru evaluarea națională. Pe data de 30 ianuarie avem simularea la limba și literatura română, iar pe data de 6 februarie simularea la matematică. Aceste simulări anul acesta se fac la nivel județean, pe baza unei proceduri primite de la inspectorat, și se dorește a se corela într-un fel cu evaluarea națională. Vedem ce mai lipsește, punem la punct și evaluarea națională la nivel de Brașov să iasă cât mai bine. Așa că pregătirile pentru această simulare au fost intensificate în ultima perioadă. Pregătirile au început încă de la începutul anului școlar, în sensul că noi ne pregătindu-ne pentru evaluarea națională, la materiile la care se va susține examenul de evaluare națională, s-au făcut pregătiri după masa. Ore suplimentare cu ei, meditații, deci tot ceea ce trebuie ca evaluarea să iasă cel puțin la fel de bine ca anul trecut. Cât despre emoții în rândul elevilor, acestea sunt destul de mari, mai ales că simularea se va desfășura în aceleași condiții ca și examenul propriu-zis. Miercuri veți avea simularea evaluării naționale la limba și literatura română. O să vă anunțe și domnii diriginți în cursul zilei de astăzi sau de mâine la ce oră exact trebuie să fiți la școală. Nu o să vă trebuiască, în afară de stilou albastru, decât buletinul cu care să vă prezentați, da? Și veți fi aranjați în ordine alfabetică pe clase. Dar pentru ziua de miercuri vă rog să vă recapitulați materia de clasele 5-8 până la ora actuală, cât am făcut. Din 25 februarie intră în febra examenelor și elevii claselor a 12-a, care în acest an trebuie să susțină bacalaureatul. Prima probă simulată este cea la limba și literatura română, care se va desfășura pe 25 februarie. Va urma pe 4 martie proba de limba maternă, pe 11 martie proba obligatorie din profilul liceului, matematică sau istorie, iar pe 14 martie proba la alegere din profilul liceului.